Mama Mia Becherec vrea cât mai repede să părăsească Liga 4 și să promoveze în Liga 3, de unde au retrogradat anul trecut. Pizzerii au încheiat turul pe primul loc la distanță de 10 puncte față de Pobeda Dudești Vechi. Trupa lui Sorin Bălu e campioană de toamnă și termină prima parte a campionatului cu o victorie în deplasare la Freidorf, în compania adversarilor de la Auto Timișoara. Mama Mia Becherec a câștigat 3 puncte importante din victoria cu 2-0. Centea și Telescu au marcat în poarta gazdelor de la Auto. Pizzerii posta liniștiți. Drumul spre promovare e aproape asigurat, având în vedere că sunt la 10 puncte diferență de locul 2.